Un bărbat în vârstă de 37 de ani din municipiul Hunedoara a fost reținut de polițiști la scurt timp după ce a amenințat cu un cuțit cu lama de aproximativ 40 de centimetri mai mulți trecători pe Bulevardul Traian din oraș. Potrivit anchetatorilor, individul a avut un conflict verbal cu un bărbat pe care ulterior l-a amenințat și l-a tăiat la un deget de la mână. După aceea, agresorul s-a îndreptat către un autoturism parcat în apropiere și a amenințat alții doi bărbați. Ca urmare a sesizării, în cel mai scurt timp la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara. Polițiștii l-au identificat și l-au imobilizat pe bărbatul în vârstă de 37 de ani din municipiul Hunedoara, stabilind că acesta a avut un conflict verbal cu un alt bărbat pe care l-a amenințat, dar i-a produs și o vătămare corporală, tăindu-l cu un obiect la nivelul mâinii stângi. Bărbatul respectiv a fost condus așadar la sediul poliției pentru audieri, iar în cursul serii a fost reținut preventiv pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunilor de loviri sau alte violențe și amenințare. Agresorul urmează a fi prezentat magistraților parchetului de pe lângă judecătoria Hunedoara în vederea luării măsurilor legale.